Școala altfel a ajuns și la primărie. Un grup de elevi de la Liceul Tehnologic Petru Maior, însoțiți de cadre didactice, au vizitat joi dimineața instituția în cadrul activităților din săptămâna Școala altfel să știi mai multe, să fii mai bun. Timp de aproape o oră, școlarii au avut oportunitatea de a comunica cu primarul municipiului, care a răspuns cu plăcere întrebărilor puse de tinerii vizitatori. Mi-aș fi dorit și eu, când eram elevă și chiar am făcut și eu administrație o parte, să am acces într-o instituție. Niciodată nu mi-am închipuit că voi ajunge primar și mult mai tare m-aș fi implicat în a cunoaște problemele care urmează să le rezolve un primar. Și ceea ce mi-a plăcut la ei, că au fost atât de curioși și de așa ochi mirați au avut, când lucrezi de atâția ani, ți se pare normal. Le-am spus că viața de primar nu este așa cum se vede, pentru că sunt foarte mulți prieteni de-a mei care probabil mă invidiază sau îmi spun că ce bine că ești primar, nu-i bine deloc, este foarte, foarte greu. Dar este greu și pentru că îmi doresc să fac lucruri multe și bine și nu întotdeauna reușesc pentru că nu am toate pârghile. Atât elevii cât și cadrele didactice s-au declarat încântați de vizită, de lucrurile noi pe care le-au aflat și mai ales de primirea călduroasă a primarului Maria Precup. M-a impresionat în primul rând înțelegerea doamnei primar, pentru că are grijă atât de oraș, cât și de nevoile fiecăruia dintre noi. Am simțit foarte bine. Doamna primar este o persoană foarte înțelegătoare și chiar ne-a uimit și ne-a schimbat părerea față de dânsa. Cel mai mult m-a impresionat și mi-a plăcut cum ne-a primit doamna primar, că și-a făcut timp pentru noi, a început să discute cât mai multe lucruri cu noi și să ne explice astfel încât să înțelegem. Am adus copiii în vizită la primărie, având în vedere că este domeniul lor, pentru a-și face o impresie ce înseamnă munca în activitate. Elevii au fost impresionați, la fel și eu, de primirea doamnei primar, de informațiile pe care le-am primit de la dânsa și au fost interesați și curioși în același timp să vadă în ce constă munca în primărie. Administrația locală a apreciat faptul că școlile au introdus în program o asemenea vizită, pentru că dă ocazia tinerilor cetățeni să afle mai multe despre cea mai importantă instituție din oraș.